Mulțumim mult! Mulțumim! Mergem mai departe, repede, la categoria 30-39 de ani. O să-l invit pe scenă lângă mine pe unul dintre membrii fondatori de la RC Europe, domnul Miloslav Hartmann. Salut! Bine fac! Ce tricou frumos! Așadar, începem cu fetele la 30-39 de ani, locul 3, Mălina Mihăilescu. Locul 2, Adela Simona Tudose. Și primul loc, Ionela Muscalu, o oră, 1 minut, 28 de secunde. Miloslav va oferi premiile. De unde sunteți fetele? Vâlcea? Vâlcea? București? E puțin ocupată, dar o să aflăm. De unde ești? Vâlcea! Iată, două ocupante ale podiumului vin de aici, din Vâlcea. Merită aplaudate! Mulțumim, fetele! Și mergem repede la băieți, locul al treilea, Florin Simion. În locul 2, Ionuț Tiberiu Călin. Bravo, bravo! Primul loc, Cristian Iosu. Salutare, felicitări! Bravo, băieții, bravo! Forța Târgu Jiu! Felicitări și mulțumim mult de tot! Vă așteptăm anul viitor! Să ne luați din nou premiile. Thank you. Bravo, felicitări. Mergem acum la o categorie, o idee mai mare, 40-49 de ani. Începem cu fetele și îl invit pe scenă pe unul dintre managing partenerii de la Fine Consulting, domnul Michel Steger. Michel primește și el încurajări. Începem cu fetele, locul 3, Roxana Mihaela Moreanu. Locul al doilea, Mariana Scarlat. Sărbuna. Și primul loc, Simona Floricel. Dar ce galerie are Simona. Ați venit cu vecinii, cu tot blocul, prietenii. Așa, da, galerie. Aplauze din nou pentru cele trei câștigătoare de la 40-49 de ani. Mulțumim mult de tot! Fotografia respectivă. Și mergem repede la cursa băieților. Locul al treilea, Eduard Dovicenco. Pe locul al doilea, Dragoș Anghel. Și pe primul loc, Igor Timbalari. Yeah.
Bravo! E bine! Bravo, bravo! Felicitări și mergem repede la ultima categorie de vârstă de la această cursă. Îl invit pe scenă pe Bogdan Ion, Country Managing Partner la EY România. Bine ați venit! Începem cu fetele pe locul al treilea la această categorie, Georgeta Buga. Pe locul al doilea, Dorina Giura. Și pe primul loc, Ana Dana Balmău. Cât o să primiți premiile, domnul este curios să afle și de unde sunteți. Slatina, București, Pitești. Felicitări încă o dată, doamnelor, categoria peste 50 de ani. Felicitări și să o țineți tot așa, să alergați până la 90 de ani. La băieți, locul al treilea, Virgil Alecu. Locul al doilea, Vasile Ciobanu. Iar câștigător este Viorel Doarvoaș. Care? Felicitări încă o dată și mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu! Da, domnul de lângă mine de pe podium, câștigătorul, vă invită la semi-maratonul de la Deva. Pe 10 septembrie alergăm și acolo. Mergem la cursa lungă, 21 de kilometri, semi-maraton, categoria Open. Vom premia și aici primii 5 clasați, fete și băieți. Îl rog din nou pe Martin Smelic să vină lângă mine pentru a înmâna aceste premii. Martin are și el fanii. Așadar, locul 5, Constanța Gherasim. Încă o galerie frumoasă. Locul 4, Mirela Luciana Albu. Locul 3, Maria Gabriela Herman. Locul 2, Caterina Mandulova. Și pe primul loc la semimaraton, Ilinca Maria Tempeanu, 2 ore, 3 minute, 49 de secunde. Felicitări! Ați luat premiu, vor de băut, prietenele, n-aveți încotro. Asta înseamnă să iei premiu, vezi? Da, sunteți tot de aici. Bun așa. Felicitări încă o dată. Cursa de semi-maraton, Open.
Mulțumim mult de tot. Vă așteptăm anul viitor. Și trecem repede la cursa băieților. Pe locul 5, Andrei Ivănescu Gliga. Pe locul 4, Alexandru Duicu Leasa. Pe locul 3, Cristian Marian Moșoiu. Pe locul al doilea, Bizniuc Mihail. Și pe primul loc, câștigător la semi-maraton, Maxim Răileanu, o oră 27 de minute, 14 secunde. Mulțumim mult, domnilor, și felicitări. Vine Martin acum și cu premiul pentru câștigător. Felicitări, mulțumim mult de tot. Trecem la categoriile de vârstă, 18-29 de ani, feminin. Irina Dumitrașcu va urca pe podium lângă mine, este reprezentant de la Comranad, o sărut mâna. Iar podiumul va fi ocupat de Oana Ștefania Stănică, locul 3, Luminița Achim, locul 2 și Ilinca Maria Tempeanu, locul 1. Felicitări încă o dată și mulțumim mult de tot! Bine, Oana! Și trecem și la cursa băieților. 18-29, locul 3, Alexandru Duicu Leasa, locul 2, Mihail Bizniuc și primul loc, Maxim Răileanu, din nou. Hai, Maxime, înapoi, repede! Hei, salut! Ce faci? Alergați și tu? Auzi la Cristi! A, tu ai fost măturătorul? La prima oră, da. Bravo! Felicitări încă o dată! Mulțumim mult, mulțumesc și dumneavoastră, doamnă, și trecem mai departe la categoria superioară, 30-39 de ani, feminin. O să o rog să urce pe scenă lângă mine pe domnișoara Ana Maria Pandelea, de la Țucă, Zbârcea și Asociații. Bine ai venit! Pozele! Haide să dăm niște premii, începem cu fetele. Locul al treilea este al Oanei Pruteanu. Locul al doilea, Mirela Luciana Albu. Și primul loc, Caterina Mandulova. 2 ore, 13 minute, 16 secunde. Ana Maria va trece imediat la înmânarea premiilor. Bravo, bravo.
Felicitări încă o dată și mulțumim mult de tot! Și mergem acum la cursa băieților. Haideți să vedem care sunt cei trei norocoși care o vor pupa pe Ana Maria. Locul al treilea, Ovidiu Drăghici. Locul 2, Dan Frățila. Sigur că da. Repede la pupat, ai întâi pe podium și după aia. Și primul loc, Cristian Marian Moșoiu. Avem priorități, întâi premiile, apoi pupăturile. E, acum da. Bine, Coane! Felicitări, domnilor! Vă așteptăm și la anul. Bravo încă o dată! Mulțumesc, Ana Maria! Felicitări încă o dată! Și trecem repede la categoria 40-49 de ani. O să o invit pe scenă pe Gazaleh Emami. Este cea care astăzi v-a răsfățat cu pepenele acela roșu bun, despre care Martin mi-a spus că aici se numește Lubeniță. Începem cu fetele, locul 3, Mihaela Pasăre. Locul al doilea, Mihaela Dinică. Și câștigătoare este Maria Gabriela Herman. Vine Gazaleh și cu premiile acum. Felicitări încă o dată. Și mergem repede apoi la cursa băieților. Haideți și cu poza repede. Haideți ca să nu depășim timpul propus. Îi chinuim pe colegii noștri operatori în soare, dar nu mai stăm mult. Mulțumim mult, felicitări încă o dată. Și dăm acum și premiile la cursa băieților. Dar unde este Gazaleh? A plecat? Ce faci tu mie? Nu dăm și la băieți premii? Păi ce facem? Locul al treilea, Marius Brașoveanu. Locul al doilea, Marius Plevan. Așa e. Și primul loc, Claudiu Dinescu. Felicitări! Felicitări! Felicitări și vă mulțumim mult de tot, vă așteptăm anul viitor. Mulțumim, Gazaleh, acum te lăsăm să pleci, mulțumim mult. Și ultima categorie de vârstă, peste 50 de ani. O să-l invit pentru înmânarea premiilor pe domnul Costel Roșioru, Head of Project Management Inform Licos. Salutare! Și trecem repede la fete, Cecilia Cătăniciu, locul al treilea. Locul al doilea, Floarea Bizic. Și primul loc, Constanța Gherasim.
Perfect, perfect. Haideți să cântăm la mulți ani. Haideți, mulți ani trăiască. Felicitări la mulți ani. Iată ce surpriză. Felicitări încă o dată, așa surpriză. Așa, dar nu scăpați doar cu pupăturile, urmează cinstea acum. Felicitări încă o dată și mulțumim mult de tot. Și la mulți ani încă o dată sărbătoritei. Trecem la cursa băieților. Nicolae Dobrițoiu, locul al treilea. Ion Buga, locul al doilea. Și Grigore Bobiș, primul loc. Felicitări. Felicitări, felicitări, domnii de peste 50 de ani. La doamne nu se cădea să întreb, dar pe domnii vreau să-i întreb câți ani au și cum au reușit aceste timpuri, acești timpi buni la 21 de kilometri. Câți ani aveți? 62? 62, mulți înainte! 55 și 60. Iată ce vârste frumoase și aleargă de rupt pământul, domne. Aplauze și felicitări. Așa da, sportiv. Mulțumim mult de tot și felicitări. Ei bine, acestea au fost categoriile de vârstă. Avem acum niște premii speciale și o să trecem repede la ele. Tot pentru înmânarea lor, o să-l rog să revină pe scenă lângă mine pe domnul Martin Zmelic. Este CEO-ul de la CEZ România. Martin, if you are still here, you are. If you need the mic... Așadar, avem premierea pentru combo, pentru cei care au reușit, iată, să facă ambele curse. Este o performanță remarcabilă și premiul se numește Queen of the Maratonul Olteniei. Locul 3, Ana Dana Balmău. Locul 2, Anca Măduța. Și primul loc revine pe scenă Cecilia Cătăniciu. E, să concurez și la mountain bike, să alerg și atâția kilometri, nu-i deloc ușor. Bravo, Ceci! Bravo! Felicitări! Le aplaudăm pe doamne, au făcut ambele zile de concurs, și mountain bike și alergare. Și să știți, același lucru l-a reușit și Martin, care le-a oferit premiile. Bravo! Bravo! Și mergem acum la băieți, locul al treilea, Florin Tănase. Este Florin Tănase? Dacă nu, locul al doilea, Ovidiu Calfa. Și pe primul loc, Martin Grunwald. Oh. Câștigătorul, din păcate, nu mai este aici. Era din Cehia și a trebuit să plece. Așadar, avem un singur premiat, locul al doilea. Martin îi va da premiul. Și avem...
imediat încă un alt premiu special. Mulțumim mult de tot. Vom premia acum, îl vom premia acum pe cel mai tânăr participant la maratonul Olteniei. Dacă puteți să credeți, abia are 14 ani și se numește Alina Radu. Nu știm dacă mai este aici. Chiar dacă nu este, o să-și primească evident premiul, dar merită felicitată la 14 ani să faci asemenea efort. Și acum cel mai vârstnic participant, Augustin Covaciu, 68 de ani. Este pe aici Augustin Covaciu? Dacă nu este, nu e nimic grav, își va primi premiu. Și mai avem încă un premiu special, cel pentru Fair Play. Tot Martin va rămâne lângă mine să îl înmânăm. Este vorba de doi dintre partenerii CEZ la organizarea acestui maraton, Mihai Pârvu și Costel Roșioru. Cei doi au făcut un gest superb și și-au ajutat un coleg să termine cursa. Merită felicitări pentru acest lucru. Felicitări! Și acum fetele de la CEZ or să ne ajute repede să trecem la tombola. Avem acolo un bol cu toate biletele. Martin este aici lângă mine să vedem cum procedăm. What children do you choose today? Ștefan, ești cel care deschide lista. Hai să te vedem, Ștefane. Cine are numărul de concurs? 41. Nu v-am spus, acest premiu pe care îl tragem acum este un ceas ultra performant de alergare și de activități de sport produs de către cei de la Polar. Deci, dacă nu este numărul 41, o dată, 41, de două ori, tragem alt număr. Bun. Hai, Ștefane. 548. Îl avem printre noi? Nu vrea nimeni să plece acasă cu un ceas Polar? Nu știu ce se întâmplă. Ștefan, hai să nimerim pe cineva de aici de data asta. 11. 1. Numărul de concurs 1. Nu avem niciun număr de concurs 11. Cred că trebuie să mă așez, că în ritmul ăsta. 727. Trebuie să-l avem aici. Ștefane, ne ții toată ziua aici? Hai, nimerește unul, bun. 124. În sfârșit avem o câștigătoare. Și în sfârșit ceasul Polar și-a găsit un proprietar. Felicitări. Mulțumim mult, Ștefan. Mai avem acum 4 premii. Sunt produse care valorează peste 100 de lei, peste 1.000.000 de lei vechi fiecare. Avem acum câte un puști care va trage câte un premiu. Primul dintre ele, cum te cheamă? Edi. Hai să vedem, Edi, dacă nimerești bine. Ia. 151. 151. Cine are numărul ăsta? Nimic. Nici o mișcare, mergem mai departe. Lasă-l pe ăsta aici.
550. 550. Iată-l pe domnul care vine hotărât pe scenă. Mulțumiți lui Edi. A avut mână bună. Și premiul de la Martin. Al doilea premiu, prietena noastră de ieri. Mai spune-mi o dată cum te cheamă. Eliza! Hai, Eliza, să vedem. Hai, hai că poți. 510! Ia uite, din prima, Eliza, cum ai nimerit? Eliza, din prima s-a ieșit. Bravo! Așa, mai avem încă două premii. Hai să vedem cine vine lângă noi. Sofia! Hai să vedem, Sofia. Hai, zi tu. 658. 658. Este pe acolo, pe undeva? 658? Auzi, nimerește-l pe ăla, 118. Ia vezi dacă poți. Vezi că ai luat două. Așa. Ia. Cât e, zi tu? Că ești mare, trebuie să știi. Nu, doar ăsta, numărul ăsta de zi. 82. 82. 82 este numărul. Avem? Avem, avem pe acolo. 82. Bravo! Vin aici. Ștefania, hai să vedem ce trage Ștefania, ce